Salutări tuturor și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi aș vrea să fac un unboxing la aparatul acesta de măsură de la Testo și să ne uităm așa prin funcții. Nu e foarte diferită față de alte aparate de măsură. Deci, haideți să vedem odată despre ce model este vorba. Este vorba de modelul 760 liniuță 2. Așa arată aparatul, vine în acest ambalaj. Chiar acum l-am primit, deci nu l-am desfăcut. Nu i-am făcut nimic, deci nu știu exact despre ce e vorba. Haideți să-l și desfacem. Și să-l punem în funcțiune. Bun. Ambalajul este mai slăbuț un pic, văd că aici s-a rupt la transport, dar aparatul arată bine. Haideți să vedem ce avem în cutiuță. Deci, o să vedem dacă avem și ceva specificații. Da, este un aparat True RMS. Temperatură, măsoară, capacitate, diode, continuitate, rezistență. Da, le vedem pe parcurs. Alte push button operation, deci nu are rotiță. Automatic function recognition, deci recunoaște automat funcțiile. True RMS. Și aici avem un low pass filter pentru convertizoare de frecvență la motoare, deci da. Haideți să vedem în continuare. Deci avem sus, în partea de sus, aparatul. Aici avem baterii. Ia să le tăiem și pe acestea. Să le scoatem de aici. O să vedem câte baterii. Deci funcționează aparatul acesta cu 3 baterii. Da, deci avem 3 baterii AAA, deci triplu AD. O să vedem ceva baterii industriale. Astea le mai găsești pe la alte aparate originale. Sunt baterii destul de bune, am avut la telemetru Bosch, parcă am avut aceste baterii. Da, ce mai vine în pachet aici, ia să vedem, în punguță. Acte, documente, da, aici avem o grămadă de hârțogăraie, ia să vedem, testing, deci astea sunt certificatele de calibrare și testare. Și avem un certificat de calibrare și testare pentru adaptorul de senzor de temperatură, care este inclus în pachet, dar nu avem efectiv sonda de temperatură cu ștampilă. Da. Deci, ca la orice firmă care se respectă, avem aceste certificate, manualul de utilizare. Nu o să intrăm în detalii. Alte. Acesta este adaptorul pentru termocupla tip K, care nu este inclus în pachet, dar cred că se găsesc și separat. Sigur se găsesc și cred că am acest tip de termocuplă și la alte aparate, deci astea sunt instrucțiunile în mai multe limbi. Bun, haideți să desfacem și punga cu accesorii. Să vedem exact ce avem, niște dopulețe. Foarte important, deci dopulețele astea o să vină aici, în locul sondelor, dar în locurile care nu sunt folosite, o să punem niște dopulețe, de exemplu, și așa o să
putem avea aparatul care cred că are și o protecție IP64 din câte am înțeles. Nu știu unde-i trecut, dar parcă așa am văzut pe internet. Da, uitați sus aici, da, e menționat IP64 și trebuie să folosim și aceste doar pe, dacă de exemplu folosim aceste două contacte, atunci punem niște dopulețe. Dacă nu, le punem pe toate patru. Sunt siliconate. Intră foarte bine acolo, stau foarte bine. Deci am protejat aparatul împotriva apei. Deci IP64 înseamnă că este complet etanș la praf. În plus, la apă, cred că dacă stropire din orice direcție este permisă. Da, deci cam asta este. Ce mai avem? Acesta este adaptorul pentru baterii, pentru termocuplă, scuzați. Aici vine termocupla tip K. Acesta va fi introdus în aparat. Are și bateria asta, nu știu de ce are baterie separată și are aici un mic plastic. Bănuiesc că trebuie scos ca să activăm dispozitivul, care are și un mic buton în partea asta între cele două sonde. Aici avem un mic buton, cred că acela activează dispozitivul când îl introducem. Ia să vedem cum arată. Dacă îl și introducem aici, scoatem cele două dopulețe și introducem. Da, așa trebuie introdus. Avem și un LED pentru funcționare care se va aprinde în momentul în care o să scot eu această folie. N-am oricum termocuplă, deci la asta nu o să vă pot arăta mare lucru. N-am acum această termocuplă tip K la îndemână și el, dispozitivul acoperă celelalte găuri ca să nu putem introduce sondele în celelalte găuri în momentul când folosim acest adaptor. Foarte interesantă treaba asta. Da, deci are mic buton, se și aude. Face un mic click. Da, deci adaptorul pentru termocuplă. Bun, să vedem ce mai avem. Trebuie să mai avem aceste două capete pentru sonde, pentru categoria 3-4. Se montează aici în vârf. Mie nu prea îmi plac chestiile astea, dar are cu filet, ei intră mai... Da, de stă foarte bine. Merge înfiletat, că sonda are un mic filet aici la bază și dacă vrem să-l introducem direct, nu prea intră, dar se înfiletează și stă foarte bine. Bun, deocamdată nu o să avem nevoie nici de acestea. Le punem deoparte. Dar să ne uităm și la sonde. Sondele sunt asemănătoare cu cele ale clampmetrului de la Testo, care vi l-am prezentat într-un video mai de mult. Da, pentru 10 amperi sunt siliconate, foarte moi, deci foarte flexibile. Îmi place materialul folosit de Testo, deci foarte, foarte flexibil. Uitați, pot să-i fac și nou, deci nu este PVC, putem lucra în exterior foarte bine și nu o să se întărească. Eu am pățit la unele care nu sunt de calitate afară, dacă e frig devin mult mai rigide. Avem această parte de la cupla asta, este foarte flexibilă și asta protejează bine cablul. Da, deci cam astea sunt conținutul pachetului. Deci avem aparatul și restul accesoriilor, mufe, testerul și acest adaptor pentru termocuplă. Cred că merg și alte termocuple, deci nu e neapărat să fie de la Testo. Sunt termocuplele acelea care au un contact mai lat, unul mai subțire aici.
și cred că o să funcționeze. O să încerc, eu am undeva acele termocuple, acum chiar nu le am aici în atelier. Bun, haideți să vedem aparatul cum arată, că despre aparat n-am vorbit nimic. Deci v-am spus de aceste doape comun, microamper, și avem aici și terminalul pentru 10 amperi. Deci nu avem rotiță. Aparatul poate selecta funcțiile automat. Este destul de greu, adică se simte că are material pe carcasă. Este un aparat destul de compact. Afișajul îmi place că este foarte mare. Adică este mult mai mare decât la celelalte aparate. Butoanele au un feedback foarte bun. Deci se aude clicul când le apăsăm. La astea mici un pic mai... Dar se aud și astea foarte bine. Deci de aici putem porni aparatul. Avem și iluminarea display-ului. Măsurarea curentului. Aici avem ohmmetru. Continuitate. Modul diodă, capacitometru, și avem jos, dacă ne uităm mai bine, apare și pentru temperatură domeniul care trebuie să-l activăm manual după ce am introdus adaptorul. Aici părțile astea sunt destul de cauciucate, deci se ține foarte bine în mână, îmi place forma. Avem și aici un stativ. Da, stă foarte bine pe masă. Îmi place cum se așează. Este un stativ foarte solid. Stă cu click. După aceea se închide la loc. Aici avem și niște piciorușe de cauciuc când îl avem pe masă, să nu alunece. Și aici avem suportul pentru sondele de măsurare. Da. Și aici putem atașa acea curelușă cu magnet, care ca și data trecută în cazul clampmetrului, nu îl avem în pachet, trebuie achiziționat separat sau husă, nici nu mai vorbesc. Bun. Are o mică folie pe display. Capacul compartimentului de baterii. Haideți să vedem, să și introducem bateriile. Luăm o șurubelniță, cred că e un PH1. Să introducem bateriile și să-l pornim. Ce are chiar două șuruburi. Da, deci e foarte solidă carcasa. Îmi place prinsă în... Opa, șuruburile astea văd că nu au... Deci pică din carcasă dacă nu avem grijă. Ne asigurăm capacul a ieșit singur, altfel ieșea mai greu. La clampmetru mi se pare că șurubul are un mic blocaj, deci nu cade din capac. La modelul acesta văd că se poate întâmpla acest lucru. Compartimentul este foarte bine izolat. Are și aici un perete compartimentul și buza asta mare intră peste ea, deci etanșarea este asigurată împotriva apei. Cred că are și un o-ring, da, are și un o-ring la baza acestui canal. Bun, haideți să introducem bateriile. Au și pentru baterii niște mici ghidaje, deci da, arcurile sunt destul de tari. Da, deci cam asta ar fi. O să introducem și aceste mici șuruburi. Deci asta e. Îmi place că filete metalice, deci avem piulițe încastrate direct în carcasă. Deci nu prea avem șanse să stricăm filetul, adică dacă strângem foarte tare, eventual dislocăm piulița din carcasă, dar altfel este foarte bine făcută această prindere, deci trebuie strâns totuși ca să se
facă etanșarea. Bun. Deci am montat și capacul aici. Ia să vedem ce indicații ne mai apar. Cred că în legătură cu siguranțele folosite. Da. Da. Are siguranțele incorporate. Văd că la siguranță nu știu dacă avem acces. Ia să ridic eu capacul. Deci la siguranțe, pentru înlocuirea siguranțelor va trebui să desfacem toată carcasa, deci asta nu e chiar un avantaj. La alte dispozitive, în compartimentul bateriei, sub acest capac, avem și acces la siguranță, ca să putem înlocui mai ușor. La modelul acesta văd că nu avem această posibilitate. Oricum, aparatul este foarte inteligent din acest punct de vedere și nu șansele să greșim este mai mică, o să vedeți imediat. Haideți să și-l pornim. Deci am apăsat pe buton și el ne spune că avem nevoie de testere. Deci aparatul deja știe că noi nu am introdus sondele. Haideți să vedem dacă le introducem ce se întâmplă. Ușor. Deci roșu. Deci vedeți, am introdus o sondă, încă ne semnalizează că ne mai trebuie una. Deci aparatul este foarte inteligent. Aici avem și un indicator pentru auto power off. Cred că o să iau totuși folia asta jos. Așa, să vedem mult mai bine. Să vedem. Da, să vedem mai bine display-ul. Da, deci trebuie să introducem sondele. Bun, în jurul butonului, nu știu dacă se vede, ba da, se vede, s-a prins un mic LED, deci putem vedea direct ce funcție s-a activat. Hai să scoci doapele. Să vede. Opa, scuze, deci am lovit un pic trepiedul. Da. Deci ia să vedem ce se întâmplă. Dacă mutăm una din sonde, deci am scos sonda și îl mutăm în locașul pentru 10 amperi, el comută automat. Deci s-a comutat direct pe amperi. Deci cunoaște exact poziția sondelor. Foarte deșteaptă treabă. Am scos sonda, deci acum a trecut pe celălalt domeniu. Băgăm la micro și miliamperi. Și acum s-a aprins LED-ul acesta. Deci nu putem să greșim. Asta e ideea. Eu nu mai pot comuta. Vedeți? Dacă apăs ca să trec pe domeniul volți sau om metru, ne spune că trebuie să mutăm cupla. Deci am mutat-o, acum putem trece și pe 1 metru, ia să vedem. Mega 1 metru. Aici avem continuitate cu buzzer. Și aici avem modul diodă. Și avem, trebuie să avem și capacitometrul. Da, deci avem deja 100 de nanofarad numai prin aceste sonde. Bun, trecem pe domeniul tensiune. Are și un releu, nu știu dacă ați auzit. E un pic gălăgie aici pe lângă atelier. Da, deci avem un releu incorporat în aparat. Se aude în momentul în care apăs butonul. Da, se comută un mic releu. Foarte interesant. Da, avem un afișaj mare și jos avem și o bară grafică care ne arată exact pe domeniul de măsurare. Bun, ia să vedem și
Dacă aprindem lumina, nu știu asta cum se... Așa, dacă apăsăm scurt, se demare mai multe trepte, nu. Deci oricum are o iluminare foarte bună. Da. Cred că trebuie să ținem apăsat mai lung și atunci aparatul se oprește. Buton de hold. Și aici avem low pass filter. Care... se activează și atunci putem măsura convertizoare de frecvențe pentru motoare și atunci el ignoră frecvențele mai mari și avem o precizie mult mai bună. Da, herți și un buton de minim maxim aici. Da. Haideți să-l vedem în acțiune. Dacă aduc eu o priză aici pe masă, să vedem ce se întâmplă. Nu prea fac contact sondele. V, 50 de Hz. Ne apare pe display. Da. AC. Acum suntem pe modul manual dacă umblăm la butoane. Așa, bun. Deci ia să aduc și o baterie. Să vedem dacă comută pe... Bun, ia să-l trec eu pe auto. AC. Nu știu dacă mai trece pe auto. Suntem pe... AC. Ia să vedem dacă... vreau să văd dacă măsoară... Deci suntem... Trebuie să revenim în modul auto. Și să vedem dacă... Acum suntem pe... În domeniul... Haideți să apropii un pic camera. Să fim mai aproape de masă. Așa. Și acum aparatul este automat în modul AC. Și dacă măsor această baterie, să vedem dacă el trece în modul DC. Da, a trecut automat, s-a comutat pe DC. Da, și da, revine pe AC. Asta vreau să văd. Dacă și revine. Da. Da. Și el revine pe... Și reacționează destul de repede. Din câte văd. Are o mică întârziere, dar oricum. Da. Și după aia revine pe... AC, DC. Bun. Bara grafică jos. Nu prea o vedem. Ia să vedem dacă putem ridica acest stand. Să vedem dacă se vede. Nu prea se vede așa. Să aprindem display-ul. Ia să vedem dacă ne apare ceva și jos pe bara grafică. Plus ne apare și polaritatea. Da, bateria este una bună. Da. Bun, haideți să vedem aici pe un metru. Deci ne dă open. Deci avem sondele. Deci el intră direct pe continuitate. Cred că sub 30 de ohmi. El intră direct în modul buzzer. Dacă suntem pe funcția automată. Deci dacă comutăm el prima dată intră totdeauna în modul automat. După aceea noi putem selecta exact funcția care o dorim. Dacă avem selectat un metrul, buzzerul nu mai intră. Bine, sondele cred că sunt și un pic murdare. Ia să vedem că lumina se stinge destul de repede. Da, sunt sondele, trebuie să le curăț un pic. 002 ohmi. Să trecem pe modul
continuitate. Da, reacție foarte rapidă, îmi place. Da, este chiar... Da, reacția este rapidă. Ia să măsurăm acum baterie. 0 ohmi. Deci, văd că nu trece la alt domeniu dacă suntem pe domeniul acesta. Bun, acum avem testul de diodă și capacitometrul. Acum chiar n-am niciun capacitor la îndemână, un condensator. Discharging, deci vede că e tensiune și el încearcă să descarce capacitorul. Deci sunt pe domeniul de măsurare pentru condensator și o să măsor această baterie și el crede că este un condensator încărcat și încearcă să îl descarce. Prima dată înainte de măsurare face o descărcare. Nu o să-l țin foarte mult. Nu știu exact cum funcționează încă și nu vreau să îl stric, dar da, discharge apare pe display. Cred că își face o descărcare înainte de măsurarea condensatorului. Bun, deci nu vreau să mă joc prea mult cu această funcție, să nu țin, că descărcarea de obicei se face foarte repede și nu vreau să țin mult bateria. Bun. Da, deci este foarte inteligent aparatul. Deci îmi place funcția asta. Ia să văd dacă scot o sondă asta și o mut dincolo, să vedem ce pățim. Deci imediat a observat că am scos comunul. Dacă scot, îmi apare deja. Ia să-l introduc aici. Deci nu. Deci aici, vedeți, nicio funcție nu mai e accesibilă. Deci nu prea putem greși cu aparatul. Deci, din punct de vedere a siguranțelor, dacă nu facem chiar ceva ultra greșit, nu o să se întâmple nimic cu siguranțele. Deci aparatul nu le lasă efectiv să nu mai face nicio măsură dacă montăm sondele greșit. Da, deci comunul imediat îl vede că e ceva în neregulă. Deci acum cum l-am introdus, el știe, deci știe locația sondelor. Foarte, foarte deșteaptă scula. Comutat pe amperi, se aprinde LED-ul, deci știm că în zona asta putem lucra. Celelalte butoane ne dau eroare. Deci nu putem lucra cu ele. Da, e foarte, foarte practică funcția. Nu știu de ce la lumină, da, ține vreo 30 de secunde, un minut cred că. Mai mult nu ține iluminatul display-ului. Da. Îmi place jucăria. Haideți să montez și astea două doape. De obicei folosesc celelalte funcții mai mult. Măsurarea curentului îl fac cu clampmetru. Deci aceste două blocașuri aici vor fi folosite cât mai puțin și uite, dacă avem aceste doape, de ce să nu le montăm? Și în plus evităm să și introducem sondele de măsură greșit. Dacă avem aceste doape acolo, știm că putem folosi numai acestea două. Da, deci aparatul este foarte deștept. Cunoaște poziția sondelor, deci nu ne avertizează ca la alte aparate de măsură când comutam rotița pe amperi, la unele apărea. La modelele de la Fluke mi se pare apărea pe display LED ca să schimbi, dar pentru câteva secunde. Aici persistă această avertizare și dacă am scos, da, da, văd că asta numai în cazul în care repornim aparatul, mi se pare să ne ceară amândouă sondele. După aia putem să le comutăm cum vrem. Haideți să-l mai pornesc o dată și face autotestul. Da, dacă avem sonda de la comun introdusă, deci nu mai cere nimic.
Da. Ia să vedem dacă știe și culoarea sondelor. Nu cred. Da. Deci comunul neapărat trebuie să fie introdus, altfel aparatul nu face nimic. Da, deci comunul trebuie introdus și după aia de aici, dar oricum vede poziția la fiecare, v-am spus. Și dacă comut, el intră direct pe funcția asta, pe voltmetru. Da, îmi place foarte mult acest aparat de măsură. Destul de compact, nu are rotiță. IP64. Deci este o sculă industrială. Avem afișajul dublu, ne arată frecvența și tensiunea și jos avem acea bară grafică. Butonul de hold. Ne apare sus indicatorul. Low pass filter. Acesta ignoră celelalte frecvențe, vedeți? Se mai stabilizează. Hai să vedem ce se întâmplă dacă introduc eu adaptorul, dar nu l-am desfăcut. Ca să vedem cum reacționează la. Da. Haideți să aduc ceva să-l desfac. Trebuie un bănuț sau am acest mic dispozitiv. Acesta nu vi l-am arătat, de la Bosch. E o reclamă mică. Merge la cărucior, la chei, avem desfăcător. Multe scule astea o mai folosesc în cazurile astea. Deci această mică sculă, ia să desfacem capacul ca să activăm dispozitivul. Ia să vedem. Are o baterie CR 2032. Ia să vedem dacă focalizăm pe cameră. Da. CR 2032. Și trebuie să scoatem această bucată izolată și se introduce capacul. Avem o mică săgeată. E mai cu dichis, ia să vedem. Și acum să-l strângem cu această mică sculă. Bun, a făcut click. Săgețile sunt aliniate. Da? Deci asta e calibrată separat, are certificat de calibrare separat. Acest accesoriu. Destul de interesant. Ia să-l introducem noi în aparatul de măsură. S-a activat LED-ul, deci avem power, dar eu așa cred că trebuie să trecem noi pe domeniul de măsurare, open. Dacă apăs eu pe... Da, deci open înseamnă că nu avem sonda. Deci ne dă open. Da, deci am sonde. Sonda mea care o am are exact aceste terminale, deci sondă din aceasta tip K trebuie să caut în altă parte, deocamdată nu o am. Da, leads, ia să vedem încă o dată. Da, deci se apasă acest buton și noi trebuie să trecem manual, deci el nu recunoaște efectiv dispozitivul, dar trebuie să selectăm noi domeniul de măsură pentru temperatură, dar ne dă open pentru că nu avem sonda. Bun. Gata. Deci funcționează, asta m-a interesat. În primul rând. Deci am introdus sondele, totul este normal. Ia să mai văd eu, da. Și am văzut într-un video undeva pe internet că exista și un clește ampermetric, un clametru care se introducea tot cu ajutorul
unei cuple de genul se introducea exact în locul acesta și aveam un clametru ACDC, dar nu știu dacă se mai fabrică accesoriu, eu nu l-am văzut pe internet, pe site-ul Testo. Haideți să vedem. Deci, vedem prizele astea că nu prea reacționează ele. Nu trebuie și nu face contact. Da. Urăsc prizele astea cu protecție. Ah, s-a oprit. Bun. 236 de volți. Și sus avem frecvența. Da. Și bara grafică. Ia să aprindem și afișul. Afișajul. Da. Deci cam așa arată. Haideți să-l aduc mai aproape. Deci așa arată afișajul. 49,99 Hz. Apare și sus, în partea de sus, indicatorul de înaltă tensiune. Cred că și asta apare peste 35 de volți sau ceva de genul. Apare și acel indicator. Da. Îmi place afișajul, este destul de mare. True RMS, deci este un aparat foarte bun. Ia să vedem dacă găsim și niște specificații mai exacte în manualul de utilizare. Startup instructions, deci aici, după cum putem vedea, avem și un ghid rapid. Lead, da, exact ce v-am spus. Deci nu le mai reluăm. Ecran LCD, nu aș fi vrut să văd niște specificații și niște parametri ca să vedem că sunt foarte multe pagini, sunt în mai multe limbi. Service maintenance, charging the fuse, more technical data. Ia să vedem aici, cred, nu știu dacă e în limba română. Digital multimetre, nu este în limba română manualul, din păcate. Deci nu apare pe listă. Bun, haideți să aruncăm așa o privire și peste operating temperature. Deci asta nu prea ne interesează. Level of contamination, 2 IP64, only with using the silicone caps. Deci trebuie să folosim doapele acelea de care v-am spus și atunci avem IP64. Battery display. Sunt trei modele din această gamă gen Unity. Avem aici varianta, aceasta este varianta de mijloc. Deci avem 760 liniuță 1, liniuță 2, liniuță 3. Mi se pare că modelul cu liniuță 3 are și Bluetooth. Poți să folosești o aplicație pe telefon, dar prețul, o să vă spun și de preț. Prețul este deja destul de mare și nu am vrut să achit. Și așa este destul de scump acest aparat și n-am vrut să achit încă 300-400 de lei pentru o funcție de Bluetooth. Mi se pare că restul funcțiilor sunt cam apropiate. Primul model, liniuță 1, mi se pare că nu măsoară microamperi și miliamperi. Măsoară, avem numai modul de 10 amperi, deci aici avem un dop, deci nici nu este un conector pentru sondă. Deci ai aici varianta de bază. Mi se pare că nu are nici low pass filter și nu are măsurarea temperaturii, deci asta din mijloc, modelul acesta mid-range, mi s-a părut cel mai avantajos pentru mine, la ceea ce îl folosesc, la convertizoare de frecvență, la ventilație și în domeniul acesta este foarte util. Ia să și scot sonda din priză. Uite, dacă atingem doar o sondă, frecvența
rămâne stabilă. Deci măsurarea, vedeți cum am scos sonda, deja oscilează. Da. Bun, haideți să trecem și la alte caracteristici. Bun, DC voltage 400 de milivolți. Măsoară până la 600 de volți. Avem o rezoluție de 1 volt pe domeniul acela și pe AC avem până la 600 de volți. Mi se pare că modelul numărul 3 are măsoară până la 1000 de volți, deci asta este o diferență, încă o diferență față de modelul acesta. Sunt câteva mici diferențe, văd că aici nu e un tabel comparativ ca să putem. Ah, uite, aceasta este direct pentru modelul 760-01. Ia să vedem dacă e separat. Da. Rezistență măsoară până la 60 de megaohm. Ia să vedem dacă avem. Ah, 2. Avem, da. Este un manual mai universal. Deci ne cam dă toate capacitate. Diodă. Pentru diodă test avem o tensiune de 2,5 V. Continuity alarm de la 0 până la 30 de ohmi. Deci, după cum am spus, atunci sună buzzerul. Curent continuu și curent alternativ până la 10 amperi. Așa, bun. Alte specificații, haideți să vedem. Condensatori. Microfarad, frecvență, avem frecvență până la 512 kHz, deci are o un domeniu destul de mare. Frequency width, voltage and current. Bun, aici avem overload protection, 10 A fuse pe modelele 2-3. DC voltage. Ah, deci asta este tabelul, văd acum, pentru aceste două modele. Deci celălalt, da, aici avem domeniu până la 1000 de volți și specificăm în paranteză că este modelul 3. Deci diferența acolo e specificată. Da, DC current de la 600 de microamperi până la 10 amperi, rezistență de la 60 de ohmi și avem până la 60 de megaohmi. Da. Low pass filter mai jos de 1 kHz, deci taie peste 1 kHz, taie toate frecvențele, deci putem avea o măsurătoare mult mai precisă. Da. Duty cycle de la 20 de Hz până la 1 kHz și de la 1 kHz până la 10 kHz avem o abatere de 5%. Măsurarea capacitate. O să vedem aici până la 6000 de milifarazi avem. Deci măsoară condensator destul de mari, deci 6000 de milifarazi. Noi ce ne-am uitat aici pe pagina cealaltă este pentru modelul acela entry. Da. Tips and assistance. Accesorii, spare parts, deci cam asta sunt caracteristicile, deci oricum face față nevoilor noastre, este un aparat compact, îmi place foarte mult, deci față de unity-urile pe care le-am prezentat într-un video anterior, este mult mai compact modelul acesta, nu are carcasa așa cauciucată, deci cauciuc avem doar
aici în zona unde îl prindem, dar oricum carcasa este foarte, foarte solidă. Mi se pare că la Testo sunt carcasele armate cu fibră de sticlă, deci eu oricum are și test la... Îi se face un drop test de la 1 m, 2 și trebuie să îndeplinească niște cerințe. Da. Este un aparat. Îmi place cum este destul de subțire, nu este mare, deci și în mână. Asta îmi pare rău că nu vine în set cu această mică curelușă magnetică, aia îmi plăcea să fie în set și o husă, da. Bun. Ce nu v-am spus a fost prețul, da? Deci modelul acesta, vă arăt direct pe factură, ia să vedem, avem 953 de lei, acesta cred că include și transportul, da, deci de la Testo România, achiziționat direct, din Cluj-Napoca, cu transportul costă 953 de lei, tot cu TVA, cu tot ce trebuie, da. Deci și modelul numărul 3 este 1250 sau ceva, deci este mult mai scump decât modelul acesta. Modelul 1 ajunge undeva pe la 550-560 de lei. Pe acolo eu m-am gândit și la acel model, dar lipsește, mi se pare, nici capacitometru nu are modelul acela și lipsește și modul de măsurare a temperaturii. Și alt motiv pentru care am ales modelul acesta este că acesta vine cu adaptorul inclus în pachet. Și chiar m-am uitat pe internet și era să achiziționez pe modelul următor, deci modelul liniuță 3, deci vârful de gamă este cu 3, la fel și la clampmetre, îmi place că au o gamă destul de bine definită, deci la fiecare tip de aparat au 2-3 modele, deci la clampmetrul de la Testo pe care vi l-am prezentat, tot așa există modelul 770 liniuță 1, 770 liniuță 2 și tot așa. Dar la modelul acesta, în ciuda faptului că e mai scump, mi se pare că în setul de livrare nu figura acest adaptor și nici nu are sondă de temperatură în set, deci alt motiv pentru care am ales modelul acesta. Acesta vine cu acest adaptor pentru sonda de temperatură tip K. Deci sonda bănuiesc că pot să o achiziționez și din altă parte. Eu am una sigur, dar în momentul de față nu l-am aici la mine. Dar modelul celălalt nu vine cu acest adaptor, trebuie iarăși achiziționat separat și mai costă sigur vreo 100 și ceva de lei. Numai curelușa cu magnet costă 140-150 de lei plus o husă încă 100, deci sunt prețuri gen fluc. Și oricum, o husă, o borsetă mai ieftină o să-i găsesc, deci nu prea mă zgârcesc eu la așa la scule când vine vorba de marcă sau de calitate, dar pentru o borsetă micuță în care să intre aparatul ăsta nu o să dau niciodată 180 de lei sau pentru curelușa cu magnet o să sigur o să găsesc undeva o curelușă, o să fac o modificare, îi pun un magnet, deci nu e nicio problemă. Dar prețurile sunt, oricum o husă putea să includă în setul de livrare, după părerea mea, la Unity se poate și sunt mult mai ieftine aparatele de măsură și se poate să fie la pachet cu bohusă. Cel puțin aparatul ultima dată ce vi l-am prezentat de la Unity a fost aparatul acela furcă, tip furcă pentru măsurarea curentului și alte caracteristici. Acela a venit într-o husă foarte drăguță, bine făcută, acesta nimic. Dar nu, știam de lucrul acesta, dar nu o să.
Nu o să cumpăr husele pentru că mi se par destul de scumpe. În rest, aparatul îmi place foarte mult. Modul acesta automat, deci nu prea trebuie să-i porți de grijă. Deci dacă ai schimbat sonda, ai pus-o pe măsurare de curent, el comută automat, are niște releee, deci comutarea este sigură că se face, deci se oprește și se conectează direct ampermetru, deci șansele să greșim sunt destul de mici. Da. De aia îmi place, nu avem acea rotiță, deci aparatul e foarte compact. Cred că și într-un buzunar așa mai măricel intră, deci nu e chiar foarte mare. Haideți să aduc și o ruletă să îi fac o măsură care să vedem exact unde ne aflăm. Nu prea m-am pregătit așa bine. Haideți să măsurăm lungimea. Deci avem 16,5 cm, aproape e cât un telefon, cât un smartphone. 80 de milimetri lățime, deci 8 cm cu 16, 16,5 și o grosime, să vedem în cam așa la mijloc, are undeva la 3 4 cm împreună cu suportul. Deci nu este un aparat mare, deci e cât un telefon. Dacă țin telefonul în mână, aproape că e cât un smartphone. Mai există pe piață multe aparate din acestea. Acum am văzut cu afișaj mare, color, smart, dar nu prea am așa încredere mare în acelea de la Bitmi. Am văzut pe site-ul bitmi.ro, tot așa cu comutare automată, aparate de măsură inteligente, fel și fel, dar eu oricum folosesc și alte aparate de la Testo și sunt foarte mulțumit de ele. Am niște sonde de temperatură, manometru pentru instalații de frig, care sunt digitale, sunt de la Testo și funcționează foarte bine, deci prefer să merg pe o marcă mai de renume, adică nu Fluc este destul de scump față de și de aceste modele, deci asta este un aparat mai accesibil, deci nu se compară cu Fluc sau Agilent sau ce mărci mai de renume mai există, sau Brymon am văzut că au apărut și pe la noi, dar un model mai avansat aș fi achiziționat. Poate pe viitor o să încerc și un aparat de la Brymon. Am înțeles că și acelea sunt foarte bune, au funcții mult mai avansate, dar eu cred că o să mă descurc deocamdată și cu acest aparat. Micuț și compact, IP64, deci este un aparat industrial foarte, foarte bine. Deci nu, ia să vedem dacă îl strâng bine în mână. Facem și noi ca Jerry Rig Everything, facem un bend test cum a făcut el ca la telefoane. Nu mai glumim și noi. Deci chiar nu scârție, nu-i face nimic. Dacă l apăs, ia să vedem și din față, deci e foarte, foarte rigid. Îmi place că asamblarea se face în mai multe puncte, deci are șuruburi multe, deci în 6 șuruburi. La alte aparate au fost din carcase din alea cu click și avea un singur șurub în partea de jos. Deci ăsta este un IP64 drop test, deci este un aparat foarte masiv. Are un pic de greutate, deci se simte că carcasa este mai groasă. Da. Vine cu toate certificatele de calibrare. Deci, oricum este un aparat industrial și pot să-mi fac treaba, dar în unele locuri chiar se cere folosirea unor aparate calibrate, etalonate, și atunci eu pot să prezint aceste certificate. Cred că au și acestea un termen de valabilitate, după care este
indicat să ducem aparatul la un laborator unde să-l mai etaloneze sau măcar să se verifice dacă aparatul mai este în parametri. Dar oricum, mie îmi place aparatul și sper că o să vă placă și dumneavoastră. Cine este interesat și vrea să-l achiziționeze, eu vi-l recomand. Deja așa pe neștiute, deci nu l-am folosit, acum l-am despachetat, dar eu vi-l recomand. Bun, cam atât ar fi de spus. Uite, ne-am lungit cu acest video, are 56 de minute, deci haideți să ne oprim aici. Vă mulțumesc că m-ați urmărit sau nu trebuie neapărat să urmăriți tot acest video, dar dacă m-ați urmărit, vă mulțumesc cu și o să ne revedem în curând la un alt video. Vă doresc o zi bună în continuare.